Bun găsit, stimați telespectatori! În două emisiuni anterioare am tratat tema Iisus, Mielul lui Dumnezeu, cu doi invitați. De această dată vom trata în continuare o temă oarecum similară, dar mergem mai departe cu acest subiect al Domnului Iisus Hristos ca Miel al lui Dumnezeu, prin a sublinia faptul că și noi suntem chemați să fim asemenea Domnului Iisus. Deci tematica emisiunii acesteia și probabil încă unei emisiuni este pe urmele mielului lui Dumnezeu. Invitații mei din această zi sunt doi pastori clujeni, Vasile Tămaș și Marin Pintilie. Bine ați revenit! Bine v-am întâlnit! Bine v-am găsit! De ce această chemare la a fi miei? Pentru că trebuie să recunoaștem, natura noastră ne îndeamnă spre altceva, nu spre a fi după modelul Domnului Iisus Hristos. Sigur, dacă recunoaștem în Domnul Iisus Hristos că este Mielul lui Dumnezeu și noi creștinii și în special cei evangheliști nu avem niciun dubiu în sensul acesta, chemarea întregii Scripturi este să îl cunoaștem pe acest miel al lui Dumnezeu, care este darul lui Dumnezeu și oferta lui Dumnezeu și unică pentru mântuirea noastră, prin ceea ce este El în ființă și prin ceea ce a lucrat în viața aceasta, întrupându-se și murind pe cruce pentru păcatele noastre, suntem chemați să-L urmăm. El este nu numai mielul de jertfă, Mielul lui Dumnezeu, este și păstorul nostru, este și capul bisericii sale. Și atunci noi care îl recunoaștem pe el ca mântuitor și ca domn al vieții noastre, suntem chemați să-l urmăm. Dacă suntem ascultători de el, nu vom avea nicio rezervă în a călca pe urma pașilor lui, în a asculta de El și în a lăsa pe El să-și desăvârșească lucrarea în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că despărțiți de El, noi nu putem face nimic. Chiar dacă ajungem să fim mântuiți, relația noastră cu El trebuie să fie continuă, să se dezvolte, pentru că dacă se obturează într-un fel sau altul, viața noastră spirituală încetează în a mai crește și în a se dezvolta. De aceea este o nevoie vitală pentru orice om să ajungă să-L cunoască pe Mielul lui Dumnezeu și să-L urmeze în fiecare zi prin credință. Revin pentru a completa cele spuse. Nu era suficient, domnule Marin, să credem că Iisus Hristos a fost mielul lui Dumnezeu, mielul de jertfă pentru răscumpărarea noastră, trebuie să îl luăm și ca model, avem argumente, sigur s-a spus deja, dar cred că e posibil o completare în această privință. Acum, dacă mă gândesc la rugăciunea Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, ca să pornim de la gândurile deja exprimate. Mântuitorul Hristos, ca miel, pe de o parte a fost jertfa de ispășire, oferindu-ne șansa devenirii noastre, iar și tot ca miel, el ne se propune și ca model, așa cum deja s-a spus, și când el ne cheamă și ne cheamă pe urmele lui, pe de o parte, asta vizează formarea caracterului nostru cristic, normal, în aceeași armonie, în consonanță, noi nu putem dobândi un alt caracter. Dacă mergem la Iordan, unde Ioan Botezătorul spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Mântuitorul Hristos vine, este botezat, Duhul Sfânt coboară și Tatăl din Cer face acolo o declarație. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și acolo la Iordan și pe muntele Schimbării la față. Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în nimeni și în nimic altceva. Toată plăcerea Lui este concentrată în Hristos.
Și ceea ce nu seamănă cu Hristos, ceea ce nu este identic cu Hristos, ceea ce nu este comun cu Hristos, nu place lui Dumnezeu. Și atunci, automat, eu am cel puțin două aspecte care mă determină, mă provoacă, mă cheamă pe urmele Mântuitorului. Pe de o parte, caracterul meu, care trebuie să fie identic, care trebuie să fie asemănător, de aceeași esență, dacă ar fi să mă exprim, cu Hristos, și pe de altă parte slujirea care trebuie să fie la fel sau care trebuie să urmărească același traseu ca al Mântuitorului nostru. Eu aș dori să vin cu un exemplu practic. Cine urmează pe Hristos, în viața lui trebuie să se vadă lucrul acesta. Deci nu este vorba numai de o declarație care am făcut-o atunci când ne-am întors la Domnul, ci în viața noastră caracterul lui Hristos trebuie să se vadă. Și lucrul acesta îl vedem în viața a doi dintre apostolii Domnului, care în fapte în capitolul 4 îi găsim în fața mai marilor poporului dând socoteală pentru faptul că ei l-au predicat pe Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu a început să lucreze prin viața lor în viața oamenilor. Citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 12. E răspunsul lui Petru și al lui Ioan la acuza care le-a fost adusă. Ei răspund așa: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, dar au priceput că fuseseră cu Iisus. Deci iată caracterul mielului, caracterul blândeței, caracterul sfințeniei, caracterul ascultării de Dumnezeu s-a văzut în viața acestor oameni. Și a disponibilității pentru jertfă. Pentru că jertfă. Ei au riscat foarte mult spunând trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Puteau fi uciși, nu-i așa? Ei erau în fața unui complet de judecată. Da. Și sigur atunci puteau să se scuze, puteau să ia tot felul de angajamente, dar ei au știut că menirea lor principală este de a vesti pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Și chiar în fața încercărilor, ei nu s-au dezis de mielul lui Dumnezeu. Dar lucrul cel mai important este că vrăjmașii au priceput, au văzut în modul cum au vorbit, probabil, în îndrăzneala lor, în curajul lor, în dedicarea lor, că seamănă cu Iisus. Așa era și Iisus. Este opțional al urma pe Domnul Iisus Hristos. Sigur, putem vorbi și în general, sub toate aspectele, și în particular sub acest aspect al trăirii ca miel. E opțional sau... Aș spune că este un imperativ. Chemarea Mântuitorului adresată tuturor oamenilor: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și învățați de la mine. Și după aceea se spune, dacă mergem Matei capitolul 11, versetele 28, 29, 30: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Iată această blândețe care este esența caracterului de miel a Fiului lui Dumnezeu, pe care și eu trebuie să o învăț, să o trăiesc pe urmele lui. Și aș lega asta și de ceea ce Apostolul Pavel spunea în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 5: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Apostolul Pavel nu ia această blândețe așa aleator dintr-o paletă de componente ale caracterului creștin, o alege așa la voia întâmplării. Blândețea este într-un fel cea mai autentică exprimare a identității noastre creștine, a vocației noastre de miei pe urmele marelui miel sau a desăvârșitului miel al lui Dumnezeu. Eu aș extinde un pic răspunsul. Din perspectiva libertății pe care o avem în fața lui Dumnezeu, poate fi și opțională. În sensul că Domnul Iisus Hristos vine și spune: dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea lui în fiecare zi, să mă urmeze. În fața provocării, eu am cele două alternative. Pot să refuz sau pot să-L urmez pe Hristos. Dar din momentul în care am hotărât să-L urmez pe Hristos, nu mai este opțional. E angajamentul meu ferm, conștient, personal, care îl iau și decizia mea trebuie să mă ducă în fiecare zi în relație cu El. Sigur, un om care devine un copil al lui Dumnezeu, un mântuit, are în continuare libertate. Noi suntem robi lui Hristos, dar robia aceasta nu înseamnă că libertatea noastră și voința noastră este subjugată și nu mai putem decide. Suprimată. Însă, pentru un creștin născut din nou, pentru un creștin care dorește să sfârșească călătoria vieții în Hristos, este un imperativ, nu este altă alternativă. Este foarte interesant un pasaj din Ioan 21, Evanghelia după Ioan, capitolul 21, în care rezultă că Domnul Iisus a fost ușor supărat, chiar a admonestat pe un apostol, l-a admonestat pe Petru, pentru faptul că, deși a zis vino după mine, el a făcut altceva. V-aș sugera să citim puțin, dacă vreți, din Ioan 21, câteva versete și să comentăm acest vino după mine și ce-ți pasă ție, ce fac alții, tu trebuie să știi ce ai de făcut, am parafrazat. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut, venind spre el, pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Da, haideți să comentăm puțin acest pasaj. Tendința noastră firească și până la urmă scuzabilă e că noi suntem foarte curioși și interesați de foarte multe lucruri, iar dorința Mântuitorului Hristos, dorința lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, este să ne concentreze pe ceea ce este esențial. Tendința noastră este să ne risipim în foarte multe lucruri. Dorința lui Dumnezeu, planul lui, este să ne adune din risipirea gândurilor și a umbletelor și noastre pentru a ne focaliza pe un traseu foarte clar, așa cum spuneam, și în procesul creșterii, al devenirii noastre, al maturizării noastre spirituale și în procesul slujirii. Și îl vedem pe Petru aici, după ce face trei declarații de dragoste, când Mântuitorul îl întreabă, mă iubești tu mai mult decât aceștia, după ce are loc această discuție, această clarificare a situației lui Petru în urma faptului că înainte de răstignirea Mântuitorului el s-a lepădat. Acum Mântuitorul îl cheamă pe el și, așa cum spuneam, tendința lui, văzându-l pe Ioan, bănuim că Ioan este cel care i-a atras atenția lui Petru, și curiozitatea, fapt care a născut această întrebare, dar cu acesta ce va fi? Tendința este să mă uit la fratele din dreapta, la prietenul din stânga, la un dușman mai de lângă mine și să încerc așa sau sigur să-mi satisfac curiozitatea întrebându-L pe Dumnezeu ce se va alege de toți ăștia din jurul meu. Chemarea Mântuitorului îmi spune, lasă-i pe ei, problema ta este a ta, tu urmează-mă pe mine. Aș extinde puțin și aș spune, îl chem pe cineva la pocăință, la Dumnezeu, să se întoarcă din lume, din umbletele lui,
Păi omul spune, păi l-am văzut că și colegul face așa, și prietenul face invers. Și, dacă toată lumea face așa. Exact, dacă tot contextul, toți cei din jurul meu merg într-o direcție, de ce aș fi eu unic, de ce aș fi eu separat? Deci chemarea Mântuitorului este personală întotdeauna. El își cheamă oile pe nume, el te cheamă personal pe tine, cel care urmărește acum această emisiune, el ți se adresează prin cuvântul Evangheliei și problema ta e nu să-i cataloghezi sau să încerci să-i evaluezi pe cei din jur, ci să te dedici, să te consacri acum Mântuitorului Hristos pe urmele Lui. Interesant că după ce a spus vino după mine, Petru, în loc să facă acest lucru, s-a întors, scrie acolo. Da. Ori Domnul Iisus a spus, cine pune mâine pe cornele plugului și să nu se uite înapoi. Să nu se uite înapoi, vă rog. Eu aș veni cu trei gânduri în sensul acesta. Dacă ne reîntoarcem în Cartea Faptele Apostolilor, de unde am citit, acolo este o subliniere că apostolii erau oameni de rând. Domnul Iisus a ales oameni foarte obișnuiți din societatea în care ei trăiau. El nu a ales vedete, nu a ales oameni excepționali, ci oameni obișnuiți care l-au urmat, tocmai ca să poată să se vadă lucrarea lui în viața lor. Oameni obișnuiți, păcătoși, pescari, vameși, oameni de rând, care au luat hotărârea să-L urmeze pe Hristos. În scurt timp, oamenii au putut observa schimbarea în viața lor. Dar desăvârșirea ființei umane este un proces care începe la mântuirea lor, la nașterea din nou, dar el continuă toată viața. Și de aceea în viața apostolilor observăm și momente când au avut culmi spirituale și adâncuri și ridicări și căderi, ca de exemplu a lui Petru. Însă lucrul cel mai interesant este că Marele Păstor și Mielul lui Dumnezeu este acela care își continuă lucrarea în toți acei în care a început. Și aici îl vedem pe Petru reabilitat după o cădere în viața lui și Domnul lui Iisus îi pasă de fiecare miel, de fiecare credincios și vrea ca tot ceea ce l-a început în viața lor și în viața noastră să se ducă la desăvârșire. În al doilea rând, aș vrea să observ că creșterea spirituală și relația cu Domnul este personală. Ea poate fi ajutată de colectivitate, de biserica în care ești așezat, de grupul de rugăciune, de studiu biblic, dar în primul rând este personală. Și de aceea Domnul personal a stat de vorbă cu Petru și cu Ioan și cu Toma și cu toți ceilalți. Și aici Domnul în acel răspuns îi spune, nu este treaba ta să te uiți la altul, uită-te la tine. Și noi trebuie să ne uităm în primul rând în viața noastră. În primul rând în viața noastră ca să nu cădem. În primul rând în viața noastră ca să vedem dacă suntem pe cale. Și apoi sigur, dacă putem ajuta prin exemplul nostru sau prin darul pe care Dumnezeu ne l-a dat și pe cel de lângă noi, este chiar important. Dar în primul rând trebuie să veghem asupra vieții noastre personale. Cum scrie și în Roman 14, fiecare va da socoteală de el însuși înaintea lui Dumnezeu și nu suntem chemați să judecăm pe slujitorul altuia. Ce se va întâmpla cu el? Ce va... Sigur, în unele teologii, problema mântuirii este mântuire de obște. Ori suntem mântuiți toți, ori nu suntem mântuiți. Și de aceea se face mereu apel la mântuirea prin obște și numai dacă ești în obște vei fi mântuit. Sigur că biserica în final este o gloată mare, este o turmă mare, dar mântuirea este personală. Nu este o mântuire de obște, toți suntem mântuiți, oricum suntem, orice facem. Pe națiune, cu națiunile întregi. Ideal ar fi să devină națiunea toată mântuită, dar individual. Da. Ce ar însemna în esență să fii un miel pe urmele mielului lui Dumnezeu? Deci ce implică și în al doilea rând să ajungem și spre caracteristicile mielului, deși oarecum s-au mai spus în emisiunile privitoare la Domnul Iisus ca miel al lui Dumnezeu. Deci ce implică? Ce se întâmplă practic cu credinciosul care acceptă statutul de urmaș al mielului lui Dumnezeu?
aș citi pentru aceasta ca să îl lăsăm pe Apostolul Pavel să ne vorbească din Epistola către Filipeni, capitolul 2 de la versetul 5, iarăși vorbind de imperative. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Reiau. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Iisus Hristos. Acest gând asigură practic dinamica vieții mele și concretețea vieții mele de credință pe urmele Domnului Hristos. Totul pornește de la gând, și mântuirea și pierzarea. Exact. Și Pavel este concret. Ce a făcut Hristos? Ce conține acest gând? Păi s-a dezbrăcat pe sine. Mântuitorul spune el însuși, dacă vrea cineva, fratele Vasile a amintit, Matei 16,24, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Atunci când trăiesc autenticitatea acestei lepădări de mine însumi, această renunțare la egoismul meu, la capriciile mele personale, la pretențiile mele, da? Atunci nu mă mai uit în stânga, în dreapta, la unul și la altul, ci mă uit numai la mine. Știți că fariseul zicea, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți, hrăpăreți, imoral și așa mai departe. Ochii lui erau îndreptați spre alții. Tot timpul se compara. Exact. Cu alții, nu cu Iisus. Și nu cu sine. În opoziție cu el, în contrast, vameșul, spune Mântuitorul acolo în Luca 18, vameșul nu se mai uita la ceilalți. Vameșul ăla, sigur, avea și el un șef care ciupea mai mult sau colegi care luau mai mult, așa. Dar el a spus, nu mă mai uit la șeful, la colegul. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Asta era, eu stau acolo înaintea lui Dumnezeu. Isaia 6, până acolo în Isaia 5, Isaia 4, o grămadă vai de ei. Când ești în prezența lui Dumnezeu, nu mai zici vai de vecinul, vai de vecina. Vai de mine că sunt un om cu buze necurate, trăiesc în mijlocul unui popor cu muze de curate și așa mai departe. Deci asta este important. Și atunci am aici dezbrăcarea de sine, lepădarea de sine, smerenia aceasta, asumarea slujirii, ascultare și slujire. Deci nu trebuie să fim neapărat super sistematici. Și ascultare care merge până la jertfă, până la sacrificiul de sine și, în ultimă instanță, dacă e, până la martiraj. Hristos a murit pe cruce și istoria bisericii confirmă faptul că biserica a fost mai puternică atunci când oamenii au plătit chiar cu viața credința lor, fără să facă compromisuri. Și cred că, luând acest text, am întregul traseu al sau întregul caracter al vieții, al trăirii și slujirii autentice a unui creștin. Deci n-a ținut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. N-a considerat că merită asta. Da, așa. Deci s-a dezbrăcat, s-a smerit. A luat chip de rob, da. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cei care, telespectatorii care sunt curioși, pot să reia Filipeni capitolul 2 de la versetul 5 și să-și însușească acest caracter, aceste detalii în materie de trăire și slujire autentic creștină. Deci lepădare de sine, jertfire de sine, sacrificiu, inclusiv martiraj, după cum spuneați. Eu aș mai completa cu următoarele gânduri. Când ne gândim la caracteristică, prima ar fi ascultarea și dependența. Dacă ne uităm la un miel obișnuit din turma de pe pământ dintre oi, el n-are nicio șansă să crească dacă nu ascultă. Când mama îl strigă, el oriunde este,
se duce spre ea. Și dependența. El nu poate spune, m-am născut, acum sunt liber, pot să merg, nu mă mai interesează mama mea. La fel este și din punct de vedere spiritual. Uitându-ne la mielul lui Dumnezeu, caracteristica ascultării de Dumnezeu l-a însoțit în întreaga lui viață. Și el mereu a spus, nu fac ceea ce eu doresc, ci fac ce Tatăl dorește, nu voia mea, ci voia ta. Acum, dacă aducem în practica vieții noastre această dependență de Dumnezeu și de păstorul nostru, trebuie să fie deplină și totală. În momentul în care apare încrederea în sine, acum sunt de atâția ani creștin, mă descurc, știu destule, nu mai trebuie să veghez atât de mult asupra vieții mele, nu mai trebuie să mă rog atât de mult, nu mai trebuie să citesc Scriptura, nu mai trebuie să stau în relație cu Domnul sau în relație cu frații, merge din rutină. Asta înseamnă deja pornire spre faliment. Mielul depinde în exclusivitate de mamă, de păstor. La fel și noi ca și creștini depindem până la ultima bătaie inimii de păstorul nostru, de Domnul Iisus Hristos. Un alt lucru care aș vrea să îl aduc înaintea ascultătorilor și privitorilor noștri este aceea că mielul este acela care se dezvoltă în continuu. Și preocuparea sfințirii vieții noastre trebuie să fie continuă. Un lucru care cred că trebuie să ne gândim la el este aceea că după mântuire, după botez, după ce am simțit iertarea de păcate, poate apare o relaxare spirituală în viața noastră. Am ajuns să cred, să cunosc, am ajuns în biserică, acum mă așez frumos în bancă, ascult predici, cântările corului, mesaje și nu mai sunt preocupat de sfințirea vieții mele, care este un proces. Și dacă nu sunt preocupat, s-ar putea să rămân la stadiul la care sunt. Și de aceea, cred că trebuie, chiar prin mesajul acesta, să invităm Biserica Domnului și credincioșii din bisericile noastre să se analizeze vis-a-vis de creșterea lor duhovnicească și de unde a încetat sau dacă continuă procesul sfințirii și a dezvoltării noastre spirituale. Pentru că mielul crește. El nu rămâne miel, e drăguț miel, dar nu ar vrea nimeni mielul să rămână tot miel. La fel cum nu am vrea nimeni din familiile noastre copii să rămână tot copii mici. Sunt drăguți, sunt bineveniți în familiile noastre, îi considerăm ca darul lui Dumnezeu, dar facem totul ca ei să crească. La fel vrea și Dumnezeu, face tot ce este în putința Lui și în voința noastră să ne crească în asemănarea cu El. Aici un scurt citat. Oaia nu dorește să fie înțeleasă și cunoscută de nimeni altcineva decât de păstorul ei. Ea e mulțumită dacă vede prin apropiere urmele picioarelor lui, dacă aude vocea sau doar foșnetul hainelor păstorului. Dacă mergem pe drumul morții propriului eu, vom găsi ocazii fără număr și nu ne va sta aproape nimeni în cale. Dacă vom merge pe urmele mielului, cărările noastre vor fi cărări netezite, pentru că pentru moartea sinelui nostru firesc vom avea nenumărate conjuncturi favorabile. Domnul Iisus a spus la un moment dat, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Deci, e chiar așa de periculoasă conjunctura în care trăinul este chemat să viețuiască din toate punctele de vedere, nu doar din punct de vedere al relaționării cu oamenii, ci și cu duhurile întunericului. Și e chiar așa de drastic, creștinul e ca un miel în mijlocul lupilor, gata de a fi sfâșiat. Și eu cred că ceea ce spune Domnul Iisus este adevărat 100%. Pentru că el întotdeauna a spus adevărul și constatările lui sunt 100% adevărate. În al doilea rând, el a experimentat în propria lui viață pământească adevărul acesta. A venit într-o lume atât de îndepărtată de Dumnezeu, într-o lume dominată de cel rău, și așa cum spune Ioan în prima sa epistolă, lumea zace în cel rău, și nu numai acum, ci și în vremea Domnului Iisus Hristos. Și atunci să ne gândim că a venit Fiul Împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos,
într-o lume unde cel rău se instalase, întunericul, legile lui, oamenii erau în cea mai mare parte robi ai păcatului și ai lumii întunecate, și nu a fost ușor pentru Domnul Iisus Hristos lucrul acesta, și este un adevăr. Din pricina faptului că diavolul este acel care stăpânește. Oamenii glumesc cu diavolul și glumesc cu uneltirile lui și cu lucrarea lui, dar foarte puțin sunt conștienți că sunt stăpâniți de cel rău. Și atunci când merge un miel să vestească adevărul, așa cum a fost apostolii, dintr-o dată toți lupii sar pe el. Începând de la conducători religioși din vremea aceea, de la mari preoți, de la sobor, de la bătrân, de la toate forțele s-au năpustit asupra lor. Însă un lucru trebuie știut. Domnul Iisus, marele păstor al oilor, nu ne-a trimis singuri. El ne spune prin cuvânt: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșit. Și lucrul acesta l-am experimentat noi cei mai în vârstă, care am slujit pe Domnul înainte de 90, când contextul era cu totul altul și când am simțit poate mai mult ca oricând duritatea și colții lupilor. Dar slavă lui Dumnezeu că n-am fost sfâșiați și terminați din pricina pazei păstorului nostru, care a biruit lumea, a biruit și pe cel rău și care nu a scăpat lumea aceasta din control. El este Domnul și stăpânul lumea acestea și a Universului. Nu vă contraziceți. Mai înainte ați spus că diavolul este stăpânitorul lumea acestea și acum spuneți că Dumnezeu. Da, nu este o contrazicere, pentru că, sigur, sunt două realități. Prima este că diavolul s-a făcut stăpânitor acestei lumi și a luat autoritatea aceasta, are libertatea încă să lucreze și să stăpânească, dar în același timp adevărul este că Iisus Hristos, biruitorul morții și biruitorul diavolului, este adevăratul stăpân. Faptul că încă nu l-a nimicit și faptul că lasă să lucreze... E o chestiune de timp, numai. E o chestiune de timp. Să mergem mai departe, încercând să vedem de ce acest statut de miel, ce impact are asupra lumii în care trăim, statutul de miel al creștinului, al credinciosului și chiar asupra propriei lui persoane. Aici ar trebui să facem apel la istorie. Avem întotdeauna cei care avem doi mari dascăli, două mari cărți, Biblia și istoria. Nu mă refer doar la un manual de istorie, așa, ci mă refer la istoria bisericii în general, citită, cunoscută și abordată nu numai dintr-un anumit unghi sau punct de vedere. Interesant e că atunci când citești istoria bisericii, descoperi un lucru straniu. Această strategie pe care Mântuitorul ne-o propune, și poate că sunt telespectatori care nu cred ceea ce spunem noi sau nu iau chiar în serios, îi sfătuim să citească Evanghelia după Luca 10:3, unde Mântuitorul chiar așa spune: vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Întrebarea firească, mă rog, ea se ridică în mod involuntar: ce șansă au, domnule, miei să câștige bătălia cu lupii? Și Mântuitorul spune: asta nu e problema ta. Eu așa vă trimit, voi așa trebuie să vă păstrați, ca niște miei. Biserica, pe măsură ce au trecut viacurile, s-a instituționalizat într-un fel, a dobândit și chip de fiară, a devenit și persecutoare. Opresoare, da. Și atunci, interesant e că atunci când se credea mai puternică, și-a pierdut practic vitalitatea, autenticitatea acelei vitalități cristice. A fost mai puternică, spunem noi, din punct de vedere spiritual, atunci când a fost în catacombe, când a fost persecutată, și asta a făcut să se nască cea mare declarație a lui Tertulian,
care a spus sângele martirilor este sămânță pentru creștini, pentru noi creștini. Spun asta pentru că Apostolul Petru ne spunea în capitolul 4 al întâiei sale epistole, astfel dar fiindcă Hristos a pătimit în trup. Nu? Probabil că în emisiunile anterioare ați discutat despre Isaia 53, acea atât de frumoasă zugrăvire a chipului mielului lui Dumnezeu. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra lui. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, nu și-a deschis gura. Și sigur este toată această prezentare a pătimirii Mântuitorului Hristos. Iar Petru spune, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă cu același sistem, cu același fel de gândire. Firește vorbind, noi suntem întotdeauna revoltați dacă cineva ne jignește sau dacă ne afectează drepturile și avem tendința firească de a răspunde cu aceeași monedă. Mântuitorul spune, dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt, ceea ce nu intră în strategia lumii. Ești considerat slab, neputincios și totuși Mântuitorul ne spune, șansa biruinței este aceasta. Și aș mai lega de asta doar câteva cuvinte pe care Sfântul Apostol Pavel le scrie în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 4. Citesc de la versetul 9, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți, purtăm întotdeauna în noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Interesant e, strategia apostolică și cheia, șansa biruinței era să purtăm în trupul nostru omorârea Domnului Hristos. Asta face ca identitatea bisericii pe de o parte și eficiența slujirii ei, impactul asupra lumii pe de altă parte, acestea să aibă maximă eficiență, maxim randament. Domnul Iisus folosește la un moment dat o imagine foarte interesantă cu bobul de grâu, care dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Și revin puțin, deci întrebasem ce impact are trăirea ca miel asupra lumii și asupra propriei persoane. Cred că se pot lega lucrurile astea. Da. Eu aș reveni la un gând care l-am expus mai înainte. Domnul Iisus a ales oameni obișnuiți și prin lucrarea lui în ei a vrut să arate că el poate face din oameni obișnuiți oameni sfinți și oameni deosebiți. La fel și în vremea noastră, Dumnezeu cheamă oameni de toate, din toate națiunile, de toate, din toate culturile, de toate nivelele intelectuale și am putea merge mai departe cu expunerea aceasta. Tocmai ca să-și poată arăta lucrarea lui în ei. La fel acum când ne gândim la ce șansă are mielul în lucrare călcând pe urma pașilor Domnului Iisus Hristos. Aș reveni înainte de a exprima un alt gând la 1 Petru capitolul 2 și spune așa versetul 20, partea a doua. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Deci, din punct de vedere logic, mielul în fața unei haite de lup n-are nicio șansă. Este sfâșiat și este terminat. Dar cred că s-a ales această metaforă de vorbire tocmai ca să arate puterea lui Dumnezeu în slăbiciune și lucrarea lui în viața mieilor.
despărțiți de mine nu puteți face nimic. Asta trebuie să o înțeleagă fiecare Ioan mier. 15. Ioan 15. În al doilea rând, noi suntem chemați să călcăm pe urma păstorului nostru. El a suferit în lumea aceasta, el putea să omoare toți dușmanii și putea să se coboare chiar de pe cruce, așa cum spuneau vrăjmașii lui, și să le demonstreze cine-i. Dar el nu pentru asta a venit acum. El a venit acum ca să învingă pe cel rău prin suferință și prin înviere. Iar noi suntem chemați să ne uităm la el, care este pilda noastră desăvârșită. Și trebuie să știe fiecare creștin că atunci când se întoarce la Domnul, el se întoarce pe calea crucii. Și pe calea crucii este suferință. Pe calea crucii trebuie să răbdăm, pe calea crucii trebuie să iertăm, pe calea crucii trebuie să suferim, pe calea crucii trebuie să mergem chiar atunci când nu ne-ar conveni. Însă pe calea crucii se răstignește firea. Iată, deci, trăind statutul de miel, impactăm cel mai puternic lumea. Da. Și ne răstignim firea, deci ne perfecționăm, ajungem să ne asemănăm. Pentru că, deci un dublu, cel puțin un dublu scop în raport cu lumea, ca să nu amintim, să nu spunem că se proslăvește și Dumnezeu. Pentru că în final, această turmă de miei sau biserica Domnului Iisus Hristos, El, Mântuitorul și Marele Păstor, dorește să o înfățișeze înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de fel acesta, spune cuvântul. Și atunci, în noi este procesul acesta al zdrobirii, al sfințirii pe calea crucii și în lucrarea Domnului, ca în final să semănăm cu El. Să ne ajute Dumnezeu. Aveți câte 3 minute fiecare, începând cu păstorul Marin și apoi dumneavoastră, să vă adresați telespectatorilor pe linia chemării de a-L urma pe Iisus Hristos. Sigur, noi încercăm să ne referim la chipul de miel al lui Dumnezeu, dar sunt mai multe aspecte în care Domnul Iisus Hristos ne este o pildă, ne este un model și suntem chemați să îl urmăm pe El. Deci și unul și celălalt, 3 minute, 3 minute jumate fiecare. Concentra gândul meu în provocarea pe care ai lansat-o înaintea acestui moment al discuției noastre. Ioan, capitolul 12, versetul 25, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Un bob de grâu sau un lan de grâu? Dacă bobul de grâu nu moare, îl țin în palmă, el rămâne singur. Dacă l-am pus acolo în brazdă, aparent l-am pierdut, dar de acolo răsare un lan. Și Mântuitorul spune mai departe, cine își iubește viața în lumea aceasta o va pierde, o va irosi. Dar cine și-o urăște în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Și spune mai departe, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și acolo unde sunt eu, va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Deci, dacă accept această trăire și slujire creștină, mă pun în postura bobului de grâu care se sacrifică, dar care rodește, dacă mi consum viața sau mi-o risipesc în plăceri, în păcate, o pierd. Dacă o consacru pentru Hristos și o pierd de dragul Lui, am șansa veșniciei și a răsplătirii, a părtășiei de apururi împreună cu Dumnezeu. Eu aș veni înaintea dumneavoastră cu acest mare adevăr a faptului că Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Noi aici, ca om pe pământ, putem să ne fabricăm multe soluții și pot să ne pară logice sau pot să ne pară bune, dar soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc este Iisus Hristos. Este mielul lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Petru spune și recitesc versetul din Fapte 4 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Iar Ioan, în întâia sa epistolă, capitolul 5, spune așa,
Mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Dragilor, cred că este vremea să ne întrebăm fiecare dacă ne-am întors la Dumnezeu prin Hristos, dacă l-avem pe Hristos ca Domn și Mântuitor al sufletelor noastre. Dacă nu, orice altă soluție oferită de cultură, de religie, de neamuri, de neam, de tradiții, nu ne vor duce la mântuire, pentru că soluția lui Dumnezeu este Iisus Hristos, Fiul Său, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Vă invităm cu toată dragostea să-L căutați pe Domnul Iisus și să vă întoarceți la El. Într-o emisiune ulterioară, într-o a doua emisiune pe tema aceasta, pe urmele mielului lui Dumnezeu, vom aborda problematica drumului pe urmele mielului. Ce fel de drum este acesta, ce conferă și așa mai departe. Acum aș dori să încheiem această emisiune concentrându-ne puțin asupra textului unui imn creștin, dar sigur voi citi doar mesajul acestui imn, care spune așa: Ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă el arând, chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai suspinând. Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la jug. Ia-i sarcina și o du alături și simte-o apăsând din greu. Cum ai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu? Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul lui de sus, nu după haina ce ai purtat-o, ci după sarcina ce ai dus. Ia-ți crucea ta și mergi pe urme, tăcând și mulțumind ca el, iubește, roagă-te și rabdă, urmând dumnezeiescul miel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște nu după numele ce îl spui, oricare ar fi el, nu-i așa? Ci după ranele îndurate sub crucea ta și crucea lui. Mulțumesc pentru participarea la această emisiune, mulțumim telespectatorilor, fie să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, inclusiv în chipul acesta de miel al lui Dumnezeu, de miel de jertfă, și să-L facem cunoscut și altora.